la Trește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre 8 exerciții care să ne ajute să luptăm cu spondiloza, ce putem face astfel încât să scăpăm de durerile de ceafă. Aflăm de la Alin Burileanu, kinetoterapeut, invitatul nostru de astăzi. Bun venit, Alin! Bine v-am găsit! O să alegem 8 exerciții simple pentru una dintre cele mai des întâlnite patologii din lume la ora actuală, o patologie care poartă numele și de spondiloză. Noi, în kinetoterapie, o numim mult mai mult de atât o deshidratare prematură a discurilor intervertebrale, adică o deshidratare care poate să ducă ca și urmare la o formare a unor punți osoase între vertebre, respectiv ciocurile vertebrale, cum se știe în popor, osteofitele în termeni medicali. Spun că există o diferențiere foarte mare între spondiloză ca și diagnostic din punct de vedere medical față de punctul de vedere al unui terapeut, pentru că din punctul de vedere al terapeutului, toată spondiloza are la bază un dezechilibru muscular foarte mare, dezechilibru între partea anterioară și partea posterioară, care în mod normal trebuie corectat din punct de vedere al durerii în primul rând, al mobilității în al doilea rând și al forței musculare în al treilea rând. Una peste alta, ca și recomandări generale, pentru orice fel de tipuri de dureri de ceafă, cap, brațe, umeri, prima recomandare care se face este îmbunătățirea posturii, iar pentru asta s-a ales un exercițiu practic de corecție a posturii, exercițiul numărul 1 în care proiecția capului se face către spate cu bărbia în piept, o proiecție foarte simplă în care bărbia se ține într-o poziție cât mai ridicată și cât mai către spate. Un alt exercițiu foarte important este exercițiul numărul 2 în care se face elementul rotațional, dat fiind faptul că porțiunea cervicală este cea mai mobilă parte a coloanei vertebrale, este una din mișcările care trebuie neapărat eliberate. Iar asta se face de obicei cu ambele mâini puse sub bărbie, iar bărbia face rotație stânga-dreapta, într-o manieră foarte lentă, foarte simplă, iar pe finalul mișcării menținând tot timpul câte 5 secunde. O altă mișcare foarte bună este din punct de vedere al mobilității pentru partea anterioară a mușchilor, în care mâna se ține întinsă și se duce capul în partea opusă mâinii întinse către spate, ca să se întindă de partea anterioară, pe ambele părți, bineînțeles. Exercițiul numărul 4 este pentru partea posterioară, în care mâna se trage în jos și capul se toarce către față, ținând partea posterioară întinsă. Un exercițiu foarte bun, iarăși cu numărul 5, este un exercițiu în care este inclusă toată partea de forță musculară. De ce spun asta? Pentru că trecerea din mobilitate în forță trebuie să se facă foarte lent, iar pentru asta se alege tot un exercițiu pe scaun sau din poziția în care s-a plecat inițial și sunt mișcările de izometrie la nivelul mușchilor intervertebrali, mișcări care practic nu necesită o mișcare a capului sau segmentului cervical, ci pur și simplu capul stă într-o poziție în care stă lipit cu fruntea de mână, se apasă 8 secunde cu capul direct în palmă, după care din poziția laterală alte 8 secunde cu capul direct în palmă, posterior este același lucru, 8 secunde pe fiecare mișcare în parte se apasă cu capul și la fel sunt exercițiile pentru mobilitatea anterioară, adică exercițiile în care sunt incluse și degetele, în care degetele stau lipite de zi și se întoarce corpul către partea opusă. Tot în aceeași măsură se face exercițiu în care ne imaginăm o bară pe care o tragem la ceafă și o menținem acolo 30 de secunde. Ambele brațe practic sunt întinse sus și de acolo se trage o bară direct în spatele capului și se ține acolo 30 de secunde. Iar un exercițiu foarte bun de încheiere este conștientizarea posturii, în care efectiv ne așezăm cu spatele pe un zid, capul lipit de un zid. Ne alegem o melodie care să ne placă foarte mult de 2-3 minute, în care stăm într-o poziție în care capul stă lipit de zid, umerii stau lipiți de zid, dosul palmelor, respectiv degetele mari stau lipite de zid și călcâiele stau lipite de zid. Toată această poziție se menține de obicei 2-3 minute, ca fiind un salut postural, o corecție posturală pentru musculatura statică, practic musculatura profundă a corpului uman. Și exercițiile astea, Alina, ar trebui să le învățăm, bănuiesc, cu un kinetoterapeut, cu un specialist, astfel încât să le putem executa corect acasă. Da, sunt exerciții de la simple la complicate. Cele care le prezentăm în emisiune de față sunt exerciții simple care se pot face acasă. În momentul în care ajungi deja la un kinetoterapeut, exercițiile devin mult mai complicate. Și cam câte minute pe zi ar trebui să lucrăm, câte zile pe săptămână, cum ne sfătuiești, atunci când simți durerea sau ar trebui executate zilnic, tocmai ca să nu apară durerea de ceafă? Sigur, deci din punctul nostru de vedere ca și terapeuți, exercițiile trebuie executate zilnic, așa cum corpul uman are nevoie de mâncare să trăiască, la fel sunt articulațiile, au nevoie de mișcare ca să trăiască. Cu cât le facem mai des, cu atât este mai bine. Asta înseamnă că în fiecare zi, măcar 15 minute.
măcar 15 minute în fiecare zi, ne antrenăm zona aceasta din spatele gâtului, ceapa, de fapt, atunci când avem probleme cu partea cervicală și implicit cu fenomenele de spondiloză. De obicei, oamenii care se regăsesc în aceste patologii simt un beneficiu al exercițiilor după ce practică măcar 2 săptămâni exercițiile în fiecare zi. Și cred că atunci când te simți mai bine, nu trebuie să încetezi cu exercițiile. În fiecare zi îți urmezi programul de 15 minute, astfel încât în timp să scap de durere. Sigur, tratamentele de fapt cele mai bune sunt cele în care nu există durerea. Deja când există durerea, tratamentul devine mult mai complicat. Mulțumim pentru sfaturi, Alin, și te așteptăm. Mulțumim să revii. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.